Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. În această seară vreau să facem o etalare, să vedem ce vine către tine în iubire pe plan sentimental în perioada următoare. Este o etalare generală, este o etalare atemporală, este valabilă în momentul în care o găsiți. Luați de aici doar ce se potrivește cu voi și cu situația voastră. Și să vedem, dragilor, dacă deschideți această citire, cu siguranță aveți aici ceva de aflat, o idee, un sfat. Aici este Domnul, aici este Doamna. Haideți să vedem ce este între voi, o situație și ce vine către voi. Haideți să vedem. Între voi a fost o plecare, a fost o schimbare, o mutare. Cred că se dorește revenirea la acasă sau într-un loc, pentru că a ieșit această barză întoarsă. Aici a fost o căsătorie ruptă, o relație ruptă între voi, o despărțire. Acum persoana se îndreaptă înapoi către voi, a fost departe plecată. Dacă nu este o persoană cu care ai avut o relație de căsătorie, este o persoană care a plecat departe pentru că a vrut situație materială mai bună sau a vrut altceva. Se întoarce persoana și se întoarce cu iubire în suflet, doar că aici sunt probleme grele și o altă doamnă între voi. Dragilor, la capătul setului de cărți este iubirea, este inima între voi. Voi aici aveți o situație în care un el sau o ea, partenerul, partenera voastră a trădat și a plecat din relația cu voi. Ca să se întoarcă acum la voi, trebuie multă muncă. E un vis al persoanei care a plecat. Un vis care nu mai poate deveni realitate, pentru că voi aici sunteți departe. Voi ați iubit această persoană. Persoana v-a iubit și ea, doar că în felul ei. Ca să vină înapoi spre voi, aici este o muncă de Sisif. Nu știu cum ar putea să vă mai întoarcă din drum, pentru că în energia dintre voi există acest șarpe. Există această altă, a treia energie care, spre care această persoană a plecat. Persoana vă va telefona, vă va căuta. Aici s-a rupt între voi, schimbarea a avut loc. Dorește să schimbe schimbarea această persoană. A plecat, nu s-a uitat în urmă și acum se întoarce să mute munții din loc. Nu se mai poate aici. Pentru că voi aveți steaua aici. Haideți să vedem spre ce vă îndreptați voi. O relație încercată aici. Pentru voi. Persoana a plecat cu acel șarpe și acum și-a dat seama că cea de-a treia parte nu este tocmai ce și-a dorit. Haideți să vedem. Aici este o etalare pentru toți cei care ați trecut printr-o despărțire, printr-o relație care a fost încercată și ați rămas cu iubirea și persoana cu a treia parte. Doar că a treia parte acum nu mai există. Atașamentul de trecut, această persoană se simte vinovată, vinovăția, wow, și renașterea, dorește această persoană o reinventare a relației voastre. Voi, aici v-ați blocat din cauza acestei persoane, v-ați retras, aici v-a împietrit sufletul, ați plâns mult această despărțire, ați regretat mult, sufletul
Vi l-ați simțit împietrit. Aici sunt lacrimi, doar că aceste lacrimi încep să fie calde și gheața se dezgheață, dragilor. Gheața devine apă și apa începe să curgă și iubirea începe să vină în viața voastră, pentru că voi aici aveți participarea. Persoana își dorește renașterea cu voi, își dorește o schimbare, dorește să vă îmblânzească, dorește să vă recucerească, doar că aici nu se mai poate. Aici este, vedeți, capul acestei persoane este ca un televizor cu de toate. Asta a făcut această persoană, de toate. Se simte vinovată, știe că a greșit și vine către voi să repare. Nu știu dacă poate repara așa ceva. Se simte vinovată, este tristă. Voi aici văd altceva pentru voi. Inocența. Aici aveți cartea numărul 19, Soarele. Voi aici aveți un alt destin. Destinul este pe karmă. Soarele este o karmă care se deschide acum. O karmă bună, o dharmă, pentru că voi ați învățat din această lecție grea. Voi ați iubit această persoană. Aici a fost vorba despre iubire sinceră din partea voastră pentru această persoană. Iar această persoană a plecat cu un șarpe. A lăsat un șarpe să se infiltreze între voi și a plecat departe. Departe de relația voastră a plecat, s-a detașat energetic. Acum dorește revenirea. Dragilor, voi aici începeți să vă dezghețați inima, pentru că ați fost puri, ați fost buni și ați trecut mai departe. Ați iertat această persoană. Această persoană ați lăsat-o să aparțină trecutului și nu-i transmiteți nimic. O lăsați să fie cu șarpele sau cu cine își dorește. Aici aveți participarea. Voi începeți o altă viață aici. Mergeți către iubirea voastră adevărată. Aici a fost karma. Vine dharma pentru voi. Vine o nouă viziune, dragilor. Aici este acel moment când ieși din blocaj. Aici este spânzuratul. Doar că aici, în această carte, este ilustrat ca o nouă viziune. Ați stat în acest cub de gheață, ați înghețat sufletul, inima, ați crezut că nu mai puteți iubi, doar că stând în acest cub, în acest tărâm înghețat, ați început să aveți o nouă viziune despre viața voastră, despre cine sunteți voi și despre ce meritați voi cu adevărat, pentru că voi ați oferit iubire. Aici aveți aventura și o nouă viziune. Voi vă îndreptați către cu totul altceva. Haideți să vedem către ce. Ce urmează către, să vină către voi în perioada imediat apropiată. Aici multă suferință. Persoana trăiește o karmă. Karma a lovit această persoană. Această persoană simte ce ați simțit și voi. Și voi în mintea voastră, la momentul în care această persoană a plecat, nu ați știut ce să credeți. Această persoană poate a plecat fără să vă spună nimic sau poate v-a spus că e nepotrivire de caractere și a luat tot și a plecat. Și voi ați rămas cu iubirea voastră și v-ați înghețat această chakra inimii. Ați blocat-o. Acum se deblochează prin iubirea voastră, prin recunoștința voastră față de voi, că ați putut rezista să treceți prin așa durere. Da, aici un șarpe a distrus o relație de iubire, dar de fapt persoana voastră a plecat către acest șarpe. Acum își dorește stelele, își dorește materializarea dorințelor. Dorința cea mai mare este să revină, să renașteți. Să vedem ce vine către voi. Voi nu mai puteți aici cu
ursul și cu norii, nu, e o greutate mare. Ar fi imposibil aproape să vă recucerească această persoană, pentru că această persoană v-a trădat. Voi aici ați stat strâmb, ați gândit drept pentru voi. Sunteți ghidați corect, dragilor. Ce urmează către voi? O alchimie, un destin care se scrie acum, o scânteie, poate o persoană. Vă gândiți la o altă persoană, poate vă gândiți, poate o altă persoană se gândește la voi și vă gândiți la o familie solidă, la o fundație solidă, o structură de bază. Asta vine către voi pentru că sunteți îndrumați de ghizii voștri spirituali din tribul vostru. Aici voi v-ați chemat tribul. Dacă nu ați simțit până acum, aveți ajutor divin, dragilor. Ați suferit mult aici, probabil în suferință, în lacrimi. Ați chemat în ajutor spiritele bune care vă protejează. Aici ghizii voștri din tribul vostru de suport energetic, din lumea nevăzută, din lumea ezoterică, este alături de voi, vă deschide conștiința, pentru că sunteți inocenți, pentru că sunteți buni și pentru că ați ieșit din acest cub de gheață. Vă îndreptați către această fundație solidă. Este o frumusețe aici ce vine către voi, câtă suferință a fost aici și ce vine, participarea. Veți hrăni acest plan sentimental și veți lăsa în trecut această toamnă a sufletului. Aici va fi ca o umbră persoana care a fost în viața voastră. În toamnă probabil v-ați separat, în toamnă probabil că ați plecat. Persoanei este foarte dor de voi, dar nu va ieși niciodată din zona de confort. Simte, este atrasă, nebunește de voi. Această persoană nu a rupt, nu s-a rupt. S-a rupt pe moment, a plecat și apoi a revenit și a reformat legătura toxică, atașamentul. Această persoană se gândește la voi ca și cum voi trebuie să fiți acolo pentru ea. Voi v-ați detașat, dragilor. Vine această persoană să-și ceară iertare. Ar veni oricând pentru că dorește o reuniune. Această reuniune nu va mai avea loc pentru că acum voi trăiți o renaștere a voastră, a sufletului vostru. Vă redescoperiți pe voi. Poate ați stat o perioadă singuri, poate v-ați impus limite, ați avut conflicte, v-ați întrebat de ce vouă, de ce ați stat lângă o asemenea persoană, de ce ați iubit o asemenea persoană. Aici este un as de cupe, un as de apă. Vine către voi un nou început în iubire, dragilor, pentru că și voi manifestați această iubire pură, această pereche perfectă. Vreți un suflet alături de voi, aici se vede, manifestați, ați ieșit din acel ghețar și vreți o reîmprospătare, vreți aici o participare și veți participa la o iubire pură care începe cu nas de cupe și va continua cu această fundație solidă. Aveți scopuri înalte aici, dragilor. Aici universul vă ajută. Până în vară creșteți mult. Aici aveți scopuri înalte, creștere. Mergeți către vară, până în vară sunteți vindecați, dragilor. Iar aici este un leu, este soarele, este puterea. Puterea voastră pe care o regăsiți, pe care o treziți și participați, experimentați
la iubirea voastră de sine, iubindu-vă pe voi, atrageți în viața voastră o persoană benefică. Haideți să vedem și din tarot, dragilor. Ce vine către voi e o minunăție. Haideți să vedem. Aici nu v-ați bucurat prea mult de iubirea voastră. A fost puțin frumos și persoana a dispărut, s-a retras. A plecat cu un șarpe. Plânge de milă această persoană acum. Haideți să vedem. Puterea. 7 de monede. 2 de bâte. Împărăteasa. Cavalerul de spade. 3 de bâte. La capătul setului de cărți aveți 9 de cupe, dragilor. Iar la capătul celălalt al cărților aveți regele de cupe. Wow! Aici aveți persoane în zodii de apă, rac, scorpion, pești, persoane în zodii de aer, leu, berbec sau săgetător. Persoanele în zodii de aer sunt mai tinere, poate mai mici decât voi. Și persoane în zodii de foc, leu, berbec, săgetător sau taur. Aveți aici și o persoană în zodie de pământ sau o persoană venusiană, o persoană puternică, protectivă, frumoasă, care vine în viața voastră să aducă acea iubire la care tu visezi. Aici este un 9 de cupe și o regină de bâte. Știți, dragilor, ce vreți. Ați plâns suficient. Transformarea. Aici ciclul s-a încheiat. V-ați plâns durerea și v-ați trezit într-o dimineață și ați spus stop. Și eu trebuie să fiu iubit, iubită. Și eu trebuie să iubesc o persoană care la rândul ei mă iubește. Și acest lucru se va întâmpla. În următoarele zile vine către voi o persoană care vine să împlinească un vis. 9 de cupe este împlinirea dorințelor voastre. Un rege de cupe are în mână o cupă. Dar este o persoană înțeleaptă, o persoană abundentă. Voi sunteți împărătese. Aici persoana care v-a trădat plânge. A pierdut o împărăteasă, nu a pierdut-o. El a vrut să o piardă. Când s-a trezit, voi nu mai erați. Erați în acea stâncă de gheață. Probabil ați blocat persoana definitiv și irevocabil. Și bine ați făcut, pentru că v-ați trezit, dragilor, v-ați trezit că voi ați iubit și meritați iubire. Vine către voi cine trebuie. În perioada următoare, aici vă luați puterea înapoi, vă uitați ce ați ținut până acum în grădina voastră, numărați binecuvântările, numărați ce a rămas. Și mergeți mai departe spre visul vostru, spre o abundență. Aici este o fundație solidă, o familie fericită. Împărăteasa este mama perfectă, este mama pământ împărăteasa. Este abundență. Mergeți repede către această persoană nouă, care de fapt vine ea către voi. Aici această persoană vine de departe. Acest om are în mână un yin și un yang, un echilibru. Va fi reciprocitate în iubire. Va fi egalitate între voi și persoana care vine. Condiția este să fiți vindecați. Condiția este să fiți 100% încrezători că ați ieșit din acel cub de gheață. Gheața s-a topit și începeți să simțiți din nou iubire. Această persoană vine cu multă iubire către voi. Primiți-o cum se cuvine, dragilor, pentru că este persoana voastră. Nu este ca persoana din trecut. 4 de monede și 8 de bâte. Aici este un 4 de monede întors.
ați ieșit din blocaj, ați ieșit din cubul de gheață, mergeți către această iubire, către această persoană iubitoare care vine către voi. Această persoană vine de departe. Simt că nu este o persoană din aceeași țară cu voi, din aceeași zonă cu voi. Este o persoană care locuiește departe. Poate vă întâlniți întâmplător, este o persoană pe care nu o cunoașteți, pe care voi o manifestați, poate la nivel inconștient, poate două suflete care se manifestă, se caută, se atrag și se întâlnesc în zilele următoare. Cum am spus aici, Leu, Taur, zodii de aer, zodii de apă. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Ce vine către voi, această persoană, cum vine? Să vedem aici ce avem. Este o oportunitate mare pe care nu trebuie să o ratați. Persoana care vine acum este acea fundație solidă pe care voi o veți avea. Aici este o lună nouă, este un început, am văzut asul de cupe, deschidere, trebuie să fii deschis. Nu toată lumea este la fel, aici este o lună plină, lăsați în urmă drama, tristețea, frica de abandon și deschideți-vă, dragilor, pentru că aici, vedeți, este scris în stele ca această persoană să vină către voi, să vină pentru o fundație solidă, pentru o familie, pentru abundență. Vine pentru că această persoană vă vede ca pe o împărăteasă, așa cum sunteți, sau ca pe un împărat, depinde dacă sunteți doamne sau sunteți domni. Ce vine către voi e frumos. Sfatul este să iei această oportunitate și să fii deschis, deschisă, pentru că fericirea te așteaptă acum. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!